Pe 28 septembrie, începând cu ora 9 în incinta restaurantului Miorița din Giurgiu, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți. Bursa reprezintă o oportunitate pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă, dar și pentru cei care vor să cunoască ofertele angajatorilor, în acest fel putând să aleagă unde vor să lucreze sau spre ce domenii se pot reorienta în funcție de pregătire. Pentru bursa din 28 septembrie, AJOFM Giurgiu a transmis invitații către 160 de firme, iar până în prezent au confirmat 36. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu a transmis invitație de participare la aproximativ 160 de agenți economici din diferite domenii de activitate, urmând ca cei interesați să ne comunice locurile de muncă disponibile. Până la această dată au confirmat participarea 36 de agenți economici care au oferit aproximativ 220 de locuri de muncă în diverse domenii de activitate, cum ar fi industria alimentară, confecții, comerț, construcții. Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți se va desfășura în județul Giurgiu și în orașul Bolintin Vale, la sediul bibliotecii.